Asociația Exploratori pentru Viitor și Primăria Roman au deschis luni în Parcul Municipal Orășelul Copiilor. Cei mici au avut astfel ocazia de a cunoaște prin joacă modul în care funcționează instituțiile dintr-un municipiu. Copiii sunt foarte veseli, sunt foarte plăcuți, dau o energie debordantă. Iată de ce poate cadrele didactice îmbătrânesc mai greu, pentru că au multă energie pozitivă de la copii și ne bucură că o zi frumoasă și astăzi ne oferă o activitate bună pentru ei, este o activitate de educată copiilor și tineretului romașcan. Proiectul, repetat în fiecare an, își propune să formeze și să dezvolte în rândul celor mici atitudini sociale și civice față de instituțiile și stilul de viață al orașului în care aceștia locuiesc. Printre activitățile recreative din cadrul Orășelului Copiilor s-au numărat serviciul de pașapoarte, clubul de orientare geografică, pompierii, poliția locală, precum și alte instituții și obiective care funcționează în municipiu. În premieră, copiii au aflat cum se realizează o descarcerare și au mers apoi pe strada Binelui. Mă bucur foarte mult că suntem la a 6-a ediție a Orășelului Copiilor. Ceea ce este nou de data aceasta, cred că toți avem nevoie de o mai mult bine în societate și cu ocazia aceasta am introdus o stradă a binelui, pe care noi așa am numit-o, o ocazie în care copiii învață cum să facă bine și cum să ia legătura cu oamenii în așa fel încât să fie cât mai încântați de a face bine. De asemenea, ne bucurăm de faptul că o firmă a adus o mașină pentru a fi tocată, pur și simplu, să facă o demonstrație în fața copiilor împreună cu cei de la SMURD de ce înseamnă un accident și ce înseamnă descarcerare. Dacă este să mulțumesc cuiva, cred că în primul rând ar trebui să mulțumesc primăriei care ne-a sprijinit în organizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând celor 85 de voluntari care de fiecare dată, în fiecare an, au fost prezenți în locul acesta pentru a ne sprijini, începând cu voluntarii de la Vatra Dornei, Suceava, Piatra Neamț, este o formație de vreo 13 mandoline, cred că va da foarte bine anul acesta și de asemenea celor de la o echipă zdravănă de la Onești, un grup de tineri de la Onești, entuziaști, e pentru prima dată când ei participă la acest eveniment, dar sunt convins că au același entuziasm ca și cei care au participat în anii precedenți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea bună și sunt convins că toți cei care vor participa la Orășelul Copiilor vor fi foarte încântați, nu doar copiii, ci și părinții. Marți, zilele municipiului se vor încheia cu manifestări dedicate zilei patronilor spirituali ai orașului, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mâine, cu ocazia Sfinților Împărați Constantin și Elena, se încheie zilele municipiului Roman. Aș vrea pe această cale să urez tuturor celor care poartă numele de Elena sau Constantin la mulți ani, prietenilor, rudelor, tuturor celor dragi, sănătate, bucurie și la mulți ani, dragi romașcani, pentru că mâine, fiind ziua Împăraților Constantin și Elena, putem vorbi despre patronii municipiului Roman, cei care prin statut au fost stabiliți ca fiind ocrotitorii municipiului Roman. Avem așadar două sărbători mari, sărbătoarea Sfintei Parascheva în toamnă, ocrotitoarea Arhiepiscopiei și a Romanului, sărbătoarea de toamnă și sărbătoarea de primăvară Sfinții Împărați Constantin și Elena. La mulți ani tuturor, sărbători frumoase în continuare și să dea Dumnezeu să se încheie cu bine aceste zile frumoase ale municipiului Roman.